Ne aflăm pe unul dintre cele mai importante drumuri județene ale Giurgiului, este vorba despre DJ411, o arteră rutieră aflată în plin proces de modernizare și reabilitare, în cadrul unui proiect al Consiliului Județean câștigat și demarat în mandatul trecut. Suntem practic acum între Călugăreni și Crânguri, acolo unde chiar dacă oamenii așteaptă încă asfaltul, se lucrează de zor. Acesta este unul dintre șantiere. Până acum au fost deschise și încheiate mai multe lucrări pe diferite porțiuni. S-a lucrat așadar și la Clejani și la Brăniștari, comuna Călugăreni, dar și la Hotarele. Accelerarea dezvoltării economice a 14 comune din județul Giurgiu prin îmbunătățirea infrastructurii rutiere de transport. Acesta este obiectivul principal al proiectului european privind drumul județean 411, câștigat și implementat în timpul mandatului lui Dumitru Beianu. Calea de acces pornește de la limita cu județul Călăraș și trece prin următoarele localități: Hotarele, Izvoarele, Teiușu, Mironești, Comana, Budeni, Brăniștari, Călugăreni, Crânguri, Singureni, Iepurești, Bulbucata, Podul Doamnei și Clejani. Este vorba despre lucrări de modernizare pe circa 46 de kilometri de drum, dar proiectul prevede investiții și la 3 poduri peste Neajlov. În prezent se acționează așadar între Singureni și Crânguri. A fost deja turnat asfalt pe un sens de mers pe circa 1 kilometru, urmând să fie finalizată și cealaltă parte a drumului în scurt timp. Proiectul este finanțat prin programul operațional regional, având o valoare de peste 100 de milioane de lei.